Ca urmare a situației stocurilor limitate de imunoglobulină existente în spitalele din țară, Ministerul Sănătății a înființat o structură de urgență care va avea rolul de a direcționa stocurile identificate de imunoglobulină pentru administrare intravasculară din unitățile sanitare din țară către cazurile care necesită administrare urgentă. În acest scop, de la nivelul Direcției de Sănătate Publică a fost desemnat un medic care să centralizeze aceste situații și anume să identifice la nivelul unităților medicale din teritoriu situația stocurilor de imunoglobulină.